Cântarea 393. Oh,
binecuvântat și mult onorat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele Înturărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre. Stimată familie întoliată, dragi frați și surori și iubiți creștini, am venit în acest loc de jale să aducem ultimul omagiu surorii noastre dragi, Magda Șoimoșan, care s-a stins din viață la 78 de ani. Ori la ce vârstă ar surveni moartea, este un lucru cu care nu ne putem obișnui niciodată. Dintre toate calamitățile care vin asupra omului, moartea este tragedia supremă. Legături gingașe de o viață se rup brusc într-o clipă, iar unitatea familiei atât de strâns împletită se zdruncină cu brutalitate. Soarta omului pe pământ este ca unui soldat și zilele lui sunt ca unui muncitor cu ziua, ne spune neprihănitul Iov în cartea sa. Dar ce este viața? Suntem doar un abur care se arată puțin ter și apoi piere. Viața noastră este atât de scurtă și plină cu multe necazuri. Omul se naște ca să sufere, după cum scânteia se naște ca să zboare, zicea neprihănitul Iov. Și așa putea caracteriza și ultimele zile și ultimele luni din viața surorii noastre dragi Magda, care a suferit mult. Cu această ocazie tristă am dorit să rostim câteva cuvinte de mângâiere și încurajare familiei greu încercate prin pierderea rudenei lor. Iar în aceste momente doar Dumnezeu, prin cuvântul Său, ne poate mângâia cu adevărat și ne poate oferi speranțe pentru viitor privind revederea celor dragi pe care i-am pierdut prin moarte. Dorim ca Dumnezeu să-și reverse Duhul Său cel Sfânt peste toți cei adunați, în mod special peste familia îndoliată. Dorim ca Dumnezeu să ne atingă inima prin cuvântul Său și să ne binecuvinteze în tot ce vom face astăzi spre slava Sa. Vom intona pentru început cântarea 285, Mai aproape, Doamne, către Tine, după care îl rugăm pe fratele Iuliu, dacă poate, să vină să ceară binecuvântarea pentru această zi și după aceea voi anunța în continuare ce va urma. Deci cântarea 285, Mai aproape, Doamne, către Tine. Thank you.
pentru rugăciune. Tatăl nostru, drept și sfânt, care locuiești în cer, Părinte al vieții, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta și facă-se voia Ta, pe cum în cer, așa și pe pământ. Cei care astăzi ne găsim în locul acesta, păstrăm câteva momente de reculegere lângă sicriul cu corpul neînsuflețit a iubitei noastre, soror Magda, care ajungând la hotarul pe care nu l-a putut prezi, merge astăzi pe calea pe care merge tot ce-i pământesc. Suntem și de data aceasta martor ocular la dezastrele pe care le-a făcut și le face moartea în familia umană. A făcut din planeta aceasta noastră un vast cimitir unde sunt așezate morminte lângă morminte. Ne doare lucrul acesta, Părinte drag. Ne doare văzând cât de trecători suntem. Omul născut din femeie are viață așa de scurtă și plină de necazuri. Ne doare că viața aceasta este doar un abur care se ridică puțin cel și apoi piele. Cât o picătură de apă și cât praful de pe cum, praful ta suportă fii oamenilor înaintea ta. Și dacă n-ar fi fost iubitul tău fiu care a luat povara de pe umerii noștri și a dus-o pe umerii lui până pe calvar și acolo a semnat cu însuși sângele lui actul final al răscumpărării și actul de naștere al tuturor copiilor. Îți mulțumim Dumnezeu nostru, Părinte, pentru că în baza acestui minunat sacrificiu și înțelept Tu ne-ai primit din nou în familia Ta și ne-ai dăruit posibilitatea ca să putem alerga în viață. Să putem să privim mereu la Domnul nostru care ne-a dat această șansă. A schimbat moartea în somn ca noi să putem cândva să înviem din morți. Îți mulțumim, Scumpul nostru Părinte. Îți mulțumim pentru că ne-ai ajutat ca mulți ani să putem călători împreună cu sora noastră dragă spre împărăția Ta. Și chiar dacă astăzi încă pe pământul nostru mai triumfă nedreptatea, vedem printre norii strâmtorării, vedem soarele dreptății care va răsări și va duce vindecare pentru toată planeta infectată de păcat, că tot capul e bolnav și toată inima suferă de moarte. Din cap până din picioare până în crește, nimic nu-i sărătos. De aceea, scumpul nostru Părinte, credem că va veni o zi, nu peste mult, când cei din morminte vor auzi glasul Fiului Omului și vor veni afară. Ne vom întâlni atunci cu iubiții noștri. Îți mulțumim, scumpul nostru Părinte, că ne-ai dăruit această credință pe care cu bucurie, cu mare bucurie, am vrea să o împărtășim tuturor acelor care doresc ca să aibă și ei viață. Dorim, scumpul nostru Părinte, să lași în aceste momente peste serviciul nostru din această zi, serviciul acesta funebru, în aceste momente triste când îl facem, să lași binecuvântarea Ta, să lași Duhul Tău cel Sfânt ca să ne călăuzească El și să ne deschide inimile ca să putem recepționa cât mai mult din acest cuvânt și apoi să-l aplicăm în viața noastră. Îți mulțumim, scumpul nostru Părinte, pentru toate. Dorim ca pacea și binecuvântarea Ta să ne însoțească până la capătul vieții noastre. Fii binecuvântat în veci de veci împreună cu Fiul Tău iubit. Amin. Amin. Iubite familie îndoriată, iubiți și dragi frați creștini în Domnul Iisus, iubiți ascultători,
Iată că putem spune că astăzi suntem niște oameni înțelepți. Pentru că un înțelept al lui Dumnezeu ne amintea în cuvântul pe care îl avem toți creștinii la îndemână, ca și cuvânt de mângâiere, cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, că inima celor înțelepți este în casa de jale. Și iată că ați făcut ce ne poruncește Dumnezeu prin Fiul Său, ferice de cei ce plâng că ei vor fi mângâiați, zice în Evanghelia lui Matei, capitolul 5, versetul 4. Sigur că am venit toți să plângem despărțirea de sora noastră Magda Șoimoșan, care, după cum ați auzit, după un pelerinaj prin această lume plină de încercări, de bucurii și de tristețe, la 79 de ani, a mers pe calea pe care merge tot ce este pământesc. Adică, care este calea aceasta? Ne spune tot cuvântul lui Dumnezeu că și pământ ești, adică țărână ești, și în țărână te vei întoarce. Noi creștinii uneori încercăm să ne mângâiem cu cuvinte frumoase unii pe alții și fie că spunem și cuvinte adevărate, fie că spunem și cuvinte mai puțin adevărate, noi încercăm să ne mângâiem unii pe alții. Dar tot aici, în Sfânta Scriptură, găsim un cuvânt de căpătâi. Cine vorbește, să vorbească cuvântul lui Dumnezeu. De ce să vorbim cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că tot aici găsim scris de Apostolul Pavel în epistola sau scrisoarea către Timotei, capitolul 3, unde ne spune că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu ca să învețe, să mustre, să dea înțelepciune, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie potrivit, desăvârșit pentru orice lucrare bună. Și fie că noi credem sau ascultăm de Tatăl nostru, singurul Dumnezeu, fie că negăm lucrul acesta, oricum El ne-a făcut. El ne-a întocmit. Știți cum este? Ca și în viața noastră cotidiană. Chiar dacă nu ascultăm de părinți și fugim de acasă, tot nu putem să numim pe alții părinți. Cei care ne-au făcut sunt părinții noștri. Și Scriptura ne spune despre Dumnezeu că este Tatăl nostru. Așa ne învață Fiul lui Dumnezeu, de aceea ne numim creștini, adică Hristos, care s-a coborât de la Dumnezeu, din acolo unde locuiește, și știți voi, noi nu putem spune unde locuiește Dumnezeu. Pentru că Biblia ne identifică spațiul în felul următor și locul în felul următor. Cerul este scaunul meu de domnie și pământul așternutul picioarelor mele. Ce casă îmi puteți face voi mie ca să locuiesc eu în ea? Așadar, Dumnezeu nu locuiește în case făcute de mâini omenești. Dar Dumnezeu, prin cuvântul Său, prin puterea Duhului Său cel Sfânt, adică acea putere care a creat toate lucrurile care se văd din lucruri care nu se văd, cum spune înțeleptul Eclesiastru, poate locui în inima noastră, în sentimentele noastre, poate locui în trupul nostru, dându-ne înțelepciune, pentru că și mintea este în trupul nostru. Mai mult, Dumnezeu ne vorbește
unor oameni care au urechi de auzit. Interesant este că Fiul lui Dumnezeu, când a venit pe pământ, spunea așa: eu am venit ca să mărturisesc despre adevăr, ca cei ce nu aud să audă și cei ce nu văd să vadă. Și a făcut în mod real minuni, deschizând ochii orbilor și deschizând urechea surzilor, și cei mai mari din poporul lui Israel, singurul popor dintre toate familiile pământului pe care Dumnezeu și l-a ales din pricina lui Avraam, numit prietenul lui Dumnezeu, care l-a crezut pe Dumnezeu, și pentru că l-a crezut pe Dumnezeu, a făcut și faptele credinței. Deci l-a ascultat nu numai cu urechea, ci și cu viața lui. Și din pricina aceasta Dumnezeu a ales pe toți urmașii lui Avram ca să fie un popor deosebit și le-a dat niște legi deosebite. Și tot acest popor a avut conducători care îi învăța din cuvântul lui Dumnezeu. Și când a venit Fiul lui Dumnezeu pe pământ, acești conducători n-au ascultat cuvântul Fiului Dumnezeu, care mărturisea înaintea lor: cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cuvintele pe care vi le spun eu, zicea Iisus Fiului Dumnezeu, nu sunt cuvintele mele. Eu nu vă spun numai ce am auzit la Tatăl meu. Eu nici n-am venit să fac voia mea, ci voia celui care m-a trimis. Și apoi ne spune: învățați de la mine, că eu sunt blând și smerit cu inima. El era de sus și s-a coborât aici între oameni și a fost smerit. Atât de smerit încât s-a supus sub tosânda pedeapsa pe care oamenii i-au dat-o, dar pe care a voit Dumnezeu să fie așa. L-a trimis ca să fie o jertfă, un sacrificiu, adică viața lui de om ascultător, desăvârșit, neprihănit, să moară pentru ca noi, neascultătorii, păcătoși, căzuți în disgrație, cei care nu vrem să auzim de Dumnezeu, să fim iertați, să fim mântuiți, adică eliberați de moarte. Interesant că noi vorbim de eliberarea de moarte atunci când un confrate, o soră, un semen de-al nostru, vedem că nu mai are suflare de viață. Vedem că nu mai este printre cei vii. Așa cum omul când este război vorbește de pace. Și când este supărare vorbește ce bine era când era bucurie. Sigur că nu este rău să facem lucrul acesta. Multe lucruri poate atârnă de noi oamenii. Să schimbăm necazul în bucurie sau momentele de supărare, momentele mai bune. Dar a schimba moartea în viață nu atârnă de om. Atârnă de Dumnezeu. Și astăzi, dacă am vorbit despre viața surorii noastre Magda, care noi credem că a fost o viață dăruită lui Dumnezeu Tatăl nostru și s-a străduit după toată putința ei pământească să-L asculte. Adică nu numai cu urechea, ci și cu faptele. Fac o paranteză. Când Domnul Iisus a venit la evrei și conducătorii evrei îl ascultau, când spunea: eu am venit ca cei ce nu văd să vadă și cei ce nu aud să audă, ei ziceau, conducătorii: doar nu fi și noi surzi.
Și Domnul a răspuns cu înțelepciune. Însă și faptul că spuneți că auziți, păcatul vostru rămâne. Pentru că ei auzeau și vedeau ce făcea Iisus în mijlocul lor și au hotărât la urmă să-L omoare. Au și complotat pentru lucrul acesta. Au și plătit pentru lucrul acesta. Și chiar au zis profetic, este mai de folos să moară un singur om ca să nu moară tot poporul. De ce spunem profetic? Adică o învățătură care are o profunzime și o învățătură profundă care vine de la Dumnezeu. Înseamnă că Iisus, singurul nume dat oamenilor sub acest cer în care oamenii trebuie să fie mântuiți, este singura jertfă de răscumpărare. Singurul răscumpărător, singurul care a putut să ne răscumpere de sub blestemul morții și să ne dea din nou nădejdea vieții. Oare numai nădejde este? Sau este o certitudine? Îl ascultăm pe Iisus mai departe. El spune în Evanghelia lui Ioan, în capitolul 5, cine ascultă cuvântul meu și crede în Cel care m-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Credem că și sora Magda și voi ați mai auzit și au citit acest verset 5:24 din Evanghelia lui Ioan. Și poate vă gândiți de multe ori că nu e așa. Dar să știți că cuvântul lui Dumnezeu, deși noi oameni încercăm să-L tragem de multe ori în folosul nostru și după interesele noastre, este da și amin. Adică rămâne așa cum a fost spus și este o certitudine. Un singur lucru este cu neputință la Dumnezeu ca El să se lege, ca El să mintă. Dumnezeu este același ieri, astăzi și în veac. Noi oamenii suntem o fire schimbătoare. Noi spunem una și facem alta. Dar Dumnezeu ne mărturisește în profetul Isaia că El n-a vorbit într-un loc ascuns. Eu sunt Dumnezeu, spune acolo, și nu este alt Dumnezeu afară de mine. Deci dacă nu este alt Dumnezeu afară de mine, de Dumnezeu însăși Tatăl, Dumnezeu Tatăl, cum spune Biblia că în adevăr, zice, sunt mulți Dumnezei? Sau mai spune în altă parte, în Psalmi, că sunteți Dumnezei, dar veți muri ca și orice domnitor sau muritor oarecare. Pentru că cuvântul Dumnezeu înseamnă puternic. Dar un singur Dumnezeu atot puternic este Tatăl. Despre El spune tot profetul Isaia, care este un mare profet, că El șade deasupra cercului pământului. Dacă vorbește încă din vechime despre faptul că pământul e ca și un rotogol. Și oamenii care nu sunt ascultători și azi se ceartă despre forma pământului. Parcă nu e așa de rotund, că e mai plat. Și aduc argumente. Pro și contra. Dragii mei, să știți că a asculta cuvântul lui Dumnezeu înseamnă a asculta numai adevărul. Pentru că nicio minciună nu vine din adevăr. Minciuna vine de la cel în care nu stă în adevăr, ci pe care Biblia îl identifică
ca fiind Satan diavolul, adică împotrivitorul lui Dumnezeu. Despre el spune Scriptura, de fapt, Domnul Iisus spune în Evanghelia lui Ioan, că este de la început un ucigaș și este tatăl minciunii. Și el nu stă în adevăr. Păi cum este un ucigaș? Și de ce apare acest personaj? De multe ori neînțeles de noi. Pe spatele căruia noi oamenii de multe ori suntem tentați să punem toate nerealizările noastre, toate greșelile noastre. Satan este cel care m-a dus în ispită, el m-a făcut să păcătuiesc, el mă înșală. Dragii mei, trebuie să identificăm bine lucrurile. Fiecare dintre noi, mai ales cei care suntem aici, suntem adulți din punct de vedere biologic. Și avem o capacitate pe care Dumnezeu ne-a dat-o de a discerne. Avem discernământul. Și ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, zice Apostolul Pavel în Romani, ne este descoperit în noi înșine. Adică este în gena noastră. De aceea noi fiecare dorim să ne închinăm unei divinități. Numai că sunt două lucruri. Dumnezeu dorește să te închini, adică să-L asculți pe El și să umpli în căile Lui după voia Lui. Vă reamintesc cuvântul Domnului Iisus. N-am venit să fac voia mea, ci voia Celui care m-a trimis. Și noi oamenii alegem de multe ori să ne închinăm lui Dumnezeu după voia noastră. Și cum am spune noi, câte sate și orașe, atâtea obiceiuri. Adică câți oameni, atâtea religii. Oamenii s-au separat după modul de închinare. Noi ne închinăm așa, voi vă închinați așa. Dragii mei, nu sunt mai multe moduri de închinare plăcute lui Dumnezeu decât este un singur mod de închinare. Domnul Iisus ne spune foarte clar. Cuvântul închinare nu înseamnă a pleca numai fizicul înaintea Creatorului și a rosti cuvinte de mulțumire, de rugăciuni, de cerere, de binecuvântare. Ce înseamnă a asculta glasul lui Dumnezeu toată viața ta? Și să știți că a asculta nu e un lucru greu. Mai ales că ascultăm de cel mai înțeleaptă ființa Universului. Tot ce se vede în acest Univers a fost făcut de puterea nemărginită a lui Dumnezeu. Fie că recunoaștem, fie că nu, iată că oamenii de știință nu pot să-i dea de capăt prin demonstrații științifice și nu pot să înțeleagă cum s-a creat această lume. Încearcă ei și vedeți că teoriile evoluează, cică. Așa ca și minciunile oamenilor. Vă le amintesc, Dumnezeu este același. În El nu este schimbare. Și singurul lucru adevărat este cuvântul lui Dumnezeu. Sfințește-i, curățește-i, pune-i deoparte prin cuvântul tău, zice Domnul Iisus. Cuvântul tău este adevărul. Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. De aceea am îndemnat astăzi în cuvinte simple. Să ne gândim care este rostul nostru pe acest pământ. Că deși spune Scriptura că viața omului este de 70-80 de ani pentru cei puternici, mai tari. Și sora Magda a trecut prin această perioadă, a trecut de această perioadă, era la 79 de ani aproape. Totuși, să știți că viața omului nu-i decât un abur care se ridică puțin și apoi piere, cum spune înțeleptul Iov. Soarta omului pe pământ este ca și a unui ostaș, ca și a unui lucrător cu ziua. Știți voi, ostașii care luptă acum, nici ei nu știu prea bine pentru ce,
care e soarta lor, să numără cu sutele de mii, nu viețile lor, ci faptul că au murit în floarea tinereții, nu vor apuca niciodată 70-80 de ani. Este o tragedie, deși am ajuns să vorbim despre această tragedie, cum spunea Stalin. Moartea multor oameni este o statistică. Vorbim ca de niște statistici. Dar fiecare individ este o lume, o trăire, plină de sentimente, plină de încercări, plină de dorință. Și această lume se năluie. Câte ființe ne-au murit de la creerea omului, miliarde și miliarde de oameni. Și atunci ne putem întreba, Dumnezeu acesta care este atotputernic, care ne aduce numai adevărul, care ne vestește mântuirea, unde este, dragilor, mântuirea lui Dumnezeu cu oamenii mor ca și la început? Cum spune Scriptura. Deci toate sunt la fel ca și de la început. Unde este făgăduința venirii Lui? Adică a venirii lui Dumnezeu? El nu trebuie să vină Dumnezeu. El este, cum am numit de acolo, totdeauna cu tot universul. Este peste tot. Este pretutindeni. Pentru că Dumnezeu nu este om. Este o ființă duhovnicească. Și noi n-am văzut cu ochii noștri fizici o ființă duhovnicească. Am fost noi induși în eroare de diferite teorii. Nu. Și în Biblie, când o ființă duhovnicească s-a arătat omului, s-a arătat în chip de om. Numai că avea o strălucire mai deosebită. Dar totdeauna arăta ca și un om. Ca omul să priceapă. Mai la televizor arată ființele din altă sferă ca și niște ciudățenii. Imaginația omului mare. Are voie să facă tot ce dorește. Dar la urmă, zice, nu uita că pentru orice lucru, fie bine, fie rău, te va chema Domnul Dumnezeu la judecat. La judecata lui Dumnezeu. Nu vei fi judecat de cei cărora l-ai slujit. Adică cei pe care i-ai ascultat. După care ai umblat. Binecuvântat este omul care își pune încrederea în Dumnezeu și blestemat este omul care își pune încrederea în om. Tot Scriptura spune. Spuneți voi dacă nu e adevărat. Dacă n-ați pățit multe lucruri de la cei mai apropiați dintre voi, de obicei lucruri negative ați pățit, care le țineți mai bine minte. Și puteți băga de vină ceva la Dumnezeu? Că fiecare dintre noi, când suntem într-o încercare, într-o probă, fie că îl credem sau îl ascultăm, zicem, Doamne, scapă-mă de aici. Și dacă e scăpat, zici, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Pentru că nu mai ai nădejde în nimeni. Numai în Dumnezeu ai nădejde. Atunci, dragii mei, de ce să avem nădejde numai atunci când suntem la anaghie, când nu mai putem să facem, nu mai avem o altă cale de scăpare? Haideți să umblăm pe calea lui Dumnezeu când ne merge bine. Tot înțeleptul spune Eclesiastul, în capitolul 12. Să venim la Dumnezeu când suntem tineri. Nu când suntem bătrâni și zilele noastre sunt complicate și nu mai găsim nicio plăcere în ele. De ce când suntem tineri? Pentru că atunci putem pricepe și putem chiar înfăptui, ne putem încă educa. Copiii ascultă de tatăl. Atunci sunt potriviți pentru educație, la vârsta copilăriei. Domnul Iisus le spunea celor mari, dacă nu veți fi ca acești copii care au fost aduși înaintea lor pentru binecuvântare, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Adică dacă nu vom asculta de Dumnezeu, nu vom intra în împărăția cerurilor. Noi am zice de multe ori,
Mai lasă-ne cu cerurile și pe pământ ar fi bine să intrăm, numai să fie o împărăție altfel decât asta. Dragilor, să știți că împărăția cerurilor este o împărăție care va binecuvânta tot pământul. Pentru că va fi o împărăție de sus, care va coborâ din sus de la Dumnezeu, cortul lui Dumnezeu cu oameni. Cortul e ceva ce protejează. Pentru cei care sunt călători, știți, când mergi în călătorie, mergi cu cortul. Și viața omului pe pământ este o călătorie. Suntem străini și călători pe aici. Și totuși Dumnezeu vine cu un cort magnific din cer, vorbește profetic și aici, și vrea să protejeze pe toți oamenii. De aceea a trimis pe singurul său fiu în chip de om. El, Iisus, cum îl numim noi ca și om, era la început cu Dumnezeu, zice Evanghelia lui Ioan 1:1. În limba greacă îl numește Logosul. Logos înseamnă cuvântul, înțelepciune, ceva legat de pricepere absolută. El era de la început cu Dumnezeu. Și apoi spune despre Logos că toate au fost făcute prin El și pentru El. Deci se pare că Dumnezeu i-a dat putere creatoare și chiar spune în pilde și proverbe despre înțelepciunea care îl identifică pe Iisus, că El își găsea plăcerea în fiii oamenilor. Dacă de la început și-a găsit plăcerea în fiii oamenilor, a lăsat gloria cerească, s-a dezbrăcat pe sine, zice, de această slavă, a luat chip de rob. Ca și noi, fie că recunoaștem, fie că nu, fie care suntem robiți, în primul rând de păcat, pentru că ne-am născut în robia păcatului. Este un stigmat genetic. Părinții noștri au mâncat aguridă și nouă ni s-au străpezit dinții. Adică am păstrat în gena noastră păcatul, de aceea murim. Și Dumnezeu a trimis pe Fiul Său ca să ia chipul nostru, cel neprihănit, să moară pentru cei nelegiuiți, adică noi. De ce să moară? Pentru că legea lui Dumnezeu este clară. Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, sânge pentru sânge. Adică echivalență. Este cea mai dreaptă lege, deși poate noi nu înțelegem. Evreii care au primit tablele legii, li se spunea, dacă unul a omorât pe un alt om, și el să fie omorât. Dacă unul a furat și lui să-i se ia. Deci era o egalitate absolută. Părintele nostru, Adam. Adam înseamnă pământ, să știți. Că a fost Fiul lui Dumnezeu creat din pământ. A păcătuit și un alt Adam, un alt fiu al lui Dumnezeu, a coborât din cer, a luat chipul omului, Adam, pentru că el a fost născut din Dumnezeu ca și Adam la început. Știți că Adam n-a fost făcut de o mamă, a fost făcut de Dumnezeu. Iar despre Iisus se spune că Duhul Sfânt a zămizlit în Maria din Nazaret această ființă pe care noi am numit-o Iisus, care înseamnă, de fapt, Yeshua, eliberator. În limba ebraică așa îi spune. El este Cel care ne-a eliberat din moarte. De aceea a venit acum 2000 de ani, după peste 4000 de ani de păcat al omenirii, a venit să ne dea o nădejde. Această nădejde ne mântuie, ne eliberează. Credința, zice Scriptura, este o încredere neclintită. Adică nu e așa. Neclintită, statornică. În lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Dar ce nădăjduim și ce nu vedem? Dragii mei, nădejdea pe care ne-o dă cuvântul lui Dumnezeu și lucrurile pe care le-a pregătit El pentru cei care îl iubesc, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit
Și la inima omului nu s-a suit, sunt lucruri pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc. Vă reamintesc versetul din Ioan capitolul 5. Cine ascultă cuvântul meu și să rămână măcar ca și un light motiv, ca și un filon al vieții noastre, cercetați scripturile pentru că în ele socotiți că găsim viața veșnică. De ce? Pentru că este o mărturie a lui Dumnezeu pentru oameni. El mărturisește înaintea noastră adevărul. Noi rămâne să-L credem pe Dumnezeu. Cine ascultă cuvântul meu, zice Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, și crede în Cel care m-a trimis, are viață veșnică. Nu va avea. Credința în lucrarea lui Dumnezeu, în jertfa lui Iisus, ne eliberează de moarte. Ei, și acum am două cuvinte. Sora noastră a avut credință și a murit. Și n-a fost eliberată de moarte. Nu, pentru că tot Scriptura spune în păcat și fără de lege m-a născut mama mea. Psalmul 50. Roman capitolul 3. Nu este niciun om, niciun măcar care să nu fi păcătuit. Niciunul care să caută cu tot din atinsul pe Dumnezeu. Deci dacă așa este, trupul, tot un roman spune, este supus morții din pricina păcatului. Ca așa ne-am născut. Dar Duhul este viu din pricina neprihănirii. Ce este Duhul? După cum sunt trupuri pământești, zice 1 Corinteni capitolul 15, sunt și trupuri duhovnicești. Și după cum am purtat chipul celui păcătos, chipul celui neascultător al lui Adam, vom purta și chipul celui neprihănit. Chipul lui Iisus. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Zice Domnul Iisus în Evanghelia către Ioan, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Ori eu mă duc să vă pregătesc un loc ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Căci cetățenia voastră este în ceruri de unde așteptăm ca Domn și Mântuitor pe Iisus Hristos. Scrie în cuvântul lui Dumnezeu, în Coloseni, în Efeseni. Cercetați și veți găsi aceste cuvinte. Nu le-am spus de la mine. Dragii mei, mai rămâne să credem. Să știți că forma nu rezolvă conținutul. Adică un ambalaj frumos nu rezolvă problema de hrănire a corpului nostru, că mâncarea de acolo este și sănătoasă. În mod real, când cumpărăm ceva într-un ambalaj frumos, ar putea să nu fie mâncare sănătoasă. Adică și noi, dacă ne închinăm lui Dumnezeu de formă, s-ar putea să facem degeaba, pentru că Dumnezeu se uită la inimă, nu se uită la formă. Dumnezeu cercetează inima omului. Așa că, dragul meu creștin și iubite frate, timpul este aproape de a expira. Lucrurile de acum vor trece cu troznet și cu foc mare. Focul nimicește lucrurile, asta e vorba. Nu cum vedea focul nucleare. Ceea ce s-a întâmplat Dumnezeu va ști. Dar spune că pământul și cerul, văzduhul de acum va trece cu mare troznet. Dar noi așteptăm un cer nou și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Și această neprihănire, Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului. Vrea ca orice om să fie mântuit. Astăzi, dacă auzi glasul, nu-ți împietri inima. Căci El poruncește oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Și cuvântul pocăii nu înseamnă ce credem noi, formalismul acela. A schimba mintea înseamnă cuvântul pocăit, metanoia în limba greacă. Schimbă-ți mintea! Lasă mintea firească, naturală, a societății în care trăiești și învață de la Dumnezeu. Învățând de la El, îți vei schimba mintea și îți vei câștiga veșnicia. Veșnicia înseamnă viață veșnică unde dușmanul cel din urmă care va fi stârpit este moartea. Și moarte nu va mai fi. Nu va fi nici plânsăt, nici tânguire. Citiți aceste lucruri în cartea Descoperirii, Apocalipsei, capitolul 21. Domnul să vă binecuvânteze și să vă pună în inimă nădejdea aceasta care nu este pentru oricine.
ci este pentru cei care ascultă pe Dumnezeu. Păreamintesc, binecuvântat este omul care își pune încrederea în Dumnezeu și blestemat este omul care își pune încrederea în om. Dragii mei, Domnul să vă binecuvânteze, să vă întărească în nădejdea voastră, să ascultați de Dumnezeu că timpul este aproape. Să fiți binecuvântați și mângâiați. Amin. Mulțumim Tatălui Ceresc și fratelui Ionică pentru cuvintele pe care ne le-a pus. Domnul să ne ajute să le împlinim, fiindcă înțeleptul Solomon spunea: să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om, căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Domnul să ne ajute să ne pregătim pentru aceasta. Se duce cel neprihănit și nimănui nu-i pasă. Cântarea 421.